Elevii împărțiți în patru partide, alb, albastru, roșii, mov, au pregătit o ședință de consiliu simulată în cadrul căreia au ridicat diverse probleme de ordin administrativ. Au învățat să devină cetățeni adevărați, au învățat care sunt drepturile lor, au învățat care sunt obligațiile, au învățat ce înseamnă un consiliu local, au învățat ce înseamnă să fii primar, că nu este cel mai ușor lucru din lume să faci politică, în schimb ai foarte multe responsabilitate și este foarte important să reprezinți mereu interesele cetățenilor, pentru că la urma urmei asta este de reținut din tot acest proiect. Au idei foarte bune, plus că dezbaterile au fost mai ample decât cele din Consiliul Local și chiar m-am bucurat. Ei sunt primii tineri din Mioveni care au noțiunile la 18 ani despre politică și administrație. Cred că trebuie continuat acest proiect nu numai în Mioveni, ci în toată țara. Elevii, consilieri pentru o zi, s-au declarat încântați de această experiență, din urma cărei au avut extrem de multe lucruri de învățat. Din această experiență am învățat că fiecare om are drepturile lui, am învățat cum să ne comportăm în societate, am învățat despre politică, în primul rând, am învățat să facem politică și cred că ne este foarte de folos în următoarea perioadă a noastră de dezvoltare. M-a ajutat foarte mult în dezvoltarea personală, deoarece am primit foarte multe informații cu privire la drepturile noastre, la viața politică, la faptul că dacă ești nemulțumit, nu trebuie să stai degeaba. Acest lucru dându-mi încredere în forțele proprii și ajutându-mă să-mi revendic drepturile ori de câte ori este nevoie. M-a impresionat atât de plăcut colaborarea domnilor consilieri și cu trainerii, implicarea lor în formarea noastră și răbdarea de care a dat dovadă. În cadrul ședinței, fiecare grup sau partid politic a ridicat câte o problemă de ordin administrativ, astfel încât s-a discutat despre amenajarea bazelor de agrement, atragerea investițiilor, identificarea posibilităților de dezvoltare și realizarea unui parc multifuncțional, toate în orașul Mioveni.